Printr-o ordonanță de urgență, la 1 iulie 2015, guvernul a aprobat majorarea normei de hrană pentru polițiști și angajații din armată de la 24 de lei la 27 de lei, asta după ce drepturile fusese tăiat timp de 5 ani. Ca urmare a majorării, polițiștii au primit 90 de lei în plus la salariu. O parte din banii trebuie însă restituiți, pentru că după numai 2 săptămâni de la emiterea ordonanței, oficialii s-au răzgândit. Ei au analizat evoluția prețurilor la alimente ca urmare a reducerii TVA și au concluzionat că scăderea prețurilor se reflectă și asupra normei de hrană. Prin urmare, în loc de 27 de lei, polițiștii și militarii vor primi 25 de lei. Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, a explicat de ce s-a produs această schimbare. S-a întâmplat acest lucru deoarece Ministerul Apărării Naționale, norma de hrană este reglementată prin ordin al Ministerului Apărării Naționale și acolo undeva se spune că, dacă alimentele cresc sau scad cu mai mult de 5%, atunci norma de hrană va fi actualizată la valoarea noilor prețuri. Și cum în România TVA-ul la alimente a scăzut cu 15%, prețurile, dacă vă uitați pe Institutul Statistic al Prețurilor, zic și ei statistic vorbind, că au scăzut cu 7%. Atunci au actualizat din nou norma de hrană. Problema e alta, că în 2013, când au crescut prețurile, norma de hrană nu a fost actualizată. Deci, când e de rău, pun în practică imediat. Când e de bine, nu mai pun în practică. Ca urmare a retragerii normei de hrană, angajații din poliție și armată vor trebui să returneze 60 de lei din cei 90 primiți în plus la salariu din luna precedentă.